Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit în bucătăria mea! Pentru astăzi aș vrea să pregătim un ostropel de pui. Un preparat, cred că cunoscut, o rețetă foarte cunoscută, dar cred că apreciată de foarte multă lume. Haideți să vedem de ce avem nevoie. Pulpe de pui, am ales pulpe de pui, de ce? Pentru că se fac mai ușor, e mai bună, pieptul de pui este mai fat, știe toată lumea. Din spate nu prea avem ce alege, că este mult os, așa că, bun, pastă de tomate, ceapă, morcov, suc de roșii, puțină făină ca să legăm sosul, bineînțeles nelipsitul usturoi, puține foi de dafin, sare și piper. Iar la urmă, puțin vin alb. Bun, haideți să începem atunci. Prima oară punem tigaia și pregătim pulpele. Eu am ales pulpe, clar, dumneavoastră puteți alege orice, pui întreg, îl porționați, în funcție de câte persoane aveți la masă sau cât doriți, nu contează, dar deci pulpa am să o tai cam în trei. După cum observați culoarea la carne, uitați-vă atent, am ținut-o la sare 3 zile, la fel. Sare, am spus-o de multe ori, dar o repet, pentru că văd că toată lumea mi-a scris că ar dori să știe cam câtă sare se folosește pentru marinare. Undeva între 12 și 15 grame pe kilogramul de masă, nu mai mult. Așa, dacă pulpa e mai mare, o puteți tăia și în patru. Bun. Acum, adăugăm aici puțin ulei. Nu mult. Acum, să vă spun cu aproximație gramajele ca să le înțelegeți, undeva la 700-800 de grame de carne de pui, să zicem chiar și un kilogram, mergeți pe 150 ceapă, 150 morcov, și undeva la 300 de mililitri de sos de roșii. Pastă de tomate, 50-60 de grame. Bun, așteptăm să se încingă. Ia să vedem. E în regulă, bun. Bun. Primul lucru, prăjim carnea. Rumeniți carnea pe toate părțile, iar după aceea o vom înăbuși cu puțină apă. Deci înăbușirea ce înseamnă? O parte grăsime, două sau trei părți apă. O să adăugăm apă undeva așa cât să le cuprindă, reducem focul și le înăbușim. Iar între timp o să realizăm sosul de ostropel, să vedeți ce repede merge. O mâncare ușoară, 15-20 de minute maxim. Bineînțeles, depinde și de cantitate, că... Acum adăugăm apa. Nu trebuie să rumeniți puiul foarte tare, doar să prindă o crustă. Iar acum reduceți focul și acoperim. Fierbem înăbușit. Bun, acum între timp continuăm cu sosul. Și la fel. Adăugăm puțin ulei. Sunt rețete foarte simple, ușoare, e o mâncare gătită. Bineînțeles, nu o să merg doar pe mâncare gătită, o să trească să mai facem și câte o specialitate, pentru că așa mi se pare normal. Dumneavoastră nu ezita să-mi scrieți cam ce fel de mâncare sau ce preparate doriți, nu se pune problema. Pot să prezint orice. Bun, acum, după ce se încinge, mai stăm puțin. Vom căli ceapa, morcovul și aceștia le vom înăbuși ușor. Între timp ne uităm aici să fiarbă încet, reducem focul. Așa. Să fiarbă mognit. Bun. Acum adăugăm ceapa. Morcovul. Așa. Călim puțin. Iar acum adăugăm sare. Nu o să pun foarte multă sare, pentru că am sărat înainte carnea, cum v-am spus, da? Puțin piper,
Adăugăm și foi de dafin. Călim în continuare, da? Acum continuăm cu făina. Undeva la 40 de grame de făină, nu mai mult. Acum adăugăm pasta de tomate. Călim împreună, da? Continuăm cu sucul de roșii. La un kilogram de carne, undeva la 300 de mililitri de suc de roșii și undeva la 70-80 până la 100 de grame de pastă de tomate. Iar acum adăugăm apă și înăbușim. Între timp ne uităm și la pui, să fiarbă mocnit. Bun. După ce s-a pătruns morcovul, pasăm tot. Prin focul și acum pasăm. Se fierbe așa undeva la 10-15 minute până se moaie morcovul și ceapa. Practic ce ne interesează? Să extragem toate substanțele nutritive din morcov, din ceapă. Bun. Fierbem la foc mic. Tot așa, un foc mic de extracție. Acum adăugăm vinul. Vinul adăugați așa undeva în ultimele 7-8 minute. Undeva la 100 de mililitri este suficient. Și lăsăm să scadă. Iar între timp am sătoc usturoiul. Adăugăm și usturoiul. Acum, usturoiul tot așa este opțional. Dacă doriți, puteți să-l pisați sau să-l puneți așa pastiluțe pentru aromă. Dar doar la final, repet, da? Pisat, degajă o aromă mai puternică, dar este și mai greoi. Așa tăiat pastiluțe, va veni o aromă de usturoi, dar nu va fi atât de greoi. Fierbem 2 minute, iar după aceea oprim focul, lăsăm încă 3-4 minute la temperat și putem servi. Ostropelul este gata. Încercați-l cu încredere, o rețetă simplă, ușoară, 20 de minute timp de pregătire. Poftă bună și nu uitați! Like, share și subscribe!